Veniți cu noi, domnule profesor, pentru că, iată, dacă românii fără posibilități își fac cu greu aprovizionarea pentru Paște, cei cu dare de mită primesc o veste bună. Guvernul amână taxa pe lux. De ce? Pentru că statul nu și-a pus încă la punct bazele de date. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat că ordonanța de urgență adoptată azi de guvern include și o prevedere legată de marile proprietăți și averi. Iată. Taxa aceasta pe lux, așa cum ați denumit-o, are nevoie de anumite informații care nu sunt la îndemâna contribuabilului. Valoarea impozabilă a clădirii. Știm că pentru clădiri valoarea este de peste 2 milioane și jumătate de lei, iar pentru mașini 375.000 de lei. În deciziile de impunere pe care le emit autoritățile locale, această valoare impozabilă care se comunică contribuabil nu există și atunci omul nu știe dacă datorează sau nu datorează, fiindcă nu are informații cu privire la valoarea impozabilă. Mecanismul de astăzi pe care îl avem pentru operaționalizarea acestui tip de impozit presupune ca autoritățile locale, în evidența cărora se găsesc contribuabile și care au clădiri cu o valoare mai mare de 2 milioane și jumătate de lei, să înștiințeze contribuabilii pentru ca mai apoi ANAF-ul cu tot ce înseamnă structurile teritoriale județene să poată să emită deciziile de impunere și să putem să procedăm la încasarea banilor. Deci e prematur de spus care este suma care o vom încasa-o. Deocamdată mecanismul trebuie pus la punct. Domnule profesor, l-am ascultat împreună pe ministru Boloș. Pregătesc autoritățile un cadou de alegeri pentru românii înstăriți? Da, acea taxă este o mare prostie și nu o să încaseze nimic de pe urma ei. O să facă mai mult haos, este populistă măsura respectivă. Evident că ei o să cheltuiască o grămadă de resurse ca să afle de valoarea respectivei proprietăți, să o comunice contribuabilului ca la final când încasează de la el ceva bașca verificările, să tragă linie și să observe că de fapt n-au încasat nimic semnificativ în plus. Ba mai mult, eu sunt sigur că în perioada următoare toți acești români, așa zise, înstăriți, care au astfel de proprietăți, vor găsi diferite modalități prin care să-și împartă respectiva proprietate către copii, către rude și într-un final să o divizeze suficient de mult încât să nu mai fie încadrabilă la respectiva valoare ce va fi comunicată contribuabil. Un haos inutil. Cred că mai degrabă ar trebui să alergăm după prostii de tipul ăsta. Ar trebui cumva să umblăm pentru înflorirea economiei românești, astfel încât jucători importanți să vină aici, în România, să aibă predictibilitate fiscală, să se apuce de treabă și să contribuie la bugetul statului cu taxele care există, fără să ne mai apucăm să inventăm tot felul de taxe și tot felul de măsuri populiste. Nu-i văd rostul, efectiv. Vă mulțumesc foarte mult, profesorul de economie Cristian Păun.